Ultima etapă a turului aduce în fața echipei RC Gura Humorului cel mai greu adversar din actualul sezon. În timp ce humorenii sunt pe ultimul loc al clasamentului cu doar 2 puncte acumulate în 6 meciuri, Știința Petroșani este lider în Divizia Națională de Seniori. Gazdele de duminică au bifat victorii pe linie de la startul sezonului, 5 dintre ele fiind cu punct bonus. Cealaltă reprezentante a județului Suceava, CSM Bucovina, ar fi trebuit să joace în această etapă pe terenul grupării CSN Vodari. Dobrogenii au solicitat însă ca meciul să fie amânat din cauza problemelor de lot. Astfel, partida programată inițial, duminica aceasta, se va disputa pe 17 noiembrie, începând cu ora 11. La fel ca și cei din Gura Humorului, jucătorii pregătiți de Marius Colțuneac au șanse minime să obțină vreun punct până la finalul turului. CSN Vodari este pe locul 3 cu 20 de puncte acumulate, în timp ce sucevenii au câștigat un singur meci dintre cele 6 disputate în această toamnă.